Alba Platformei Unioniste, Acțiunea 2012, va lansa 27 de lampioane tricolore pentru a marca 96 de ani de la Unirea Basarabiei cu România. Evenimentul va avea loc joi 27 martie, ora 19, în Piața Cetății din Alba Iulia și are drept obiectiv urgentarea realizării unirii celor două state românești pe fondul contextului internațional extrem de favorabil. Evenimente similare vor avea loc un comitent în peste 40 de orașe românești de pe ambele maluri ale Prutului. Alba Iulia, Arad, Pitești, Bacău, Bălți, Botoșani, Brăila, Bârlat, Brașov, Buzău, Călăraș, Reșița, Cluj, Napoca, Chișinău, Galați, Giurgiu, Târgujiu, Jiu, Petroșani, Iași, Drobeta, Turnu Severin, Târgu Mureș, Nisporeni, Orhei, Balș, Ploiești, Zalău, Sibiu, Suceava, Târgoviște, Timișoara, Tulcea, Râmnicu, Vâlcea, Vaslui, Adjud, Alești, Craiova, Urziceni, Oradea, Bistrița, Petroșan și Piatra Neamț. Semnalele pe care le primim tot mai des din partea populației din Republica Moldova indică în mod clar dorința de a trăi demn într-un stat puternic reîntregit. Considerăm că anii până la împlinirea visului tuturor românilor, Unirea Basarabiei cu țara mamă pot fi numărați pe degetele de la o mână, a declarat copreședintele platformei unioniste Acțiunea 2012 Mihai Nicolae.